doamna Ioana Constantin, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Ioana Constantin, și vă mulțumesc că ați revenit. Bine v-am regăsit, nostru. Mulțumesc. Marți seara au avut loc două dezbatere. Pe de o parte am avut dezbaterea Vioricăi Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale. De cealaltă parte am avut dezbaterea organizată de Klaus Iohannis, prezidențiabilul Partidului Național Liberal. Cum vi s-au părut cele două dezbateri, organizate așa, nu? Tandem, dar totuși separat. Da, nu le-aș numi dezbateri în primul rând, pentru că, sau cel puțin nu sunt dezbateri între candidații la prezidențiale, pentru că asta înseamnă că trebuie să ai cei doi candidați acolo la o astfel de dezbatere. Din păcate, nu a reieșit din niciuna dintre aceste dezbateri nicio știre sau nicio temă importantă, relevantă pentru România în acest moment și pentru ce ar trebui să se întâmple cu România în următorii 5 ani. Sigur că da, doamna Dăncilă a încercat în întreaga conferință de presă, căci asta a fost, dar să explice anumite lucruri pe care le-a făcut PSD-ul sau pe care le-a făcut domnia sa în calitate de premier, iar domnul Iohannis a reafirmat, răspunzând la cele întrebări, viziunea domniei sale pro-europeană și pro-NATO pe chestiuni, nu știu, de economie sau pe chestiuni de apărare, de securitate, da? A reafirmat niște chestiuni pe care le știam despre președintele Iohannis, dar din păcate niciuna dintre aceste două dezbateri nu a adus în față teme importante pentru ce ar trebui să se întâmple cu România mai departe. Nu neapărat aici ar trebui să ne legăm de întrebările puse, ci mai degrabă de faptul că niciunul dintre candidați nu și-a propus de altfel să aducă niște obiective pentru România în față și să le discute. Pentru că tot le-au numit dezbateri, atunci puteau să dezbată, uite, vrem să facem aceste trei lucruri și hai să discutăm despre ele. Așa da, cu mai mulți actori implicați, puteam denumi asta o dezbatere. Dar există un câștigător după aceste două dezbateri? Depinde, fiecare dintre tipurile de electorat crede că candidatul pe care îl susține este câștigătorul. Cum s-a văzut din afară atunci? Că... Nu mi se pare că cineva a ieșit în evidență în mod deosebit și, din păcate, nici publicul nu a avut de câștigat, pentru că, în general, în urma acestor dezbateri, electoratul, publicul, e cel care ar trebui să iasă câștigător, pentru că ar trebui să îi se edifice niște chestiuni legate de candidat și nu neapărat candidații cunoaștem oricum, pentru că au fost unul președinte, altul premier, europarlamentar, mă rog, despre doamna Dăncilă știm prea puțin din vremea când a fost europarlamentar, dar sunt persoane cu notorietate crescută. Însă publicul are nevoie uneori să își dea seama, să se edifice pe anumite chestiuni legate de orientarea aceasta pro-NATO, chestiuni legate de relațiile, nu știu, economice și mai departe cu China și Rusia. Am văzut că au tot forțat ziariștii. Dar au fost ocolite, da. Subiectele de politică externă care erau practic cele mai importante. Care stat, politica externă e atributul președintelui, exact. Asta și la nivel constituțional. Din păcate, nu s-a discutat prea mult pe politică externă și nu s-a discutat aplicat pe politică externă. De altfel, nici la europarlamentare, știți că mai vorbeam noi, nici acolo nu s-a discutat pe chestiuni externe sau de teme europene prea mult, fiindcă am așa impresia că foarte mulți dintre politicienii noștri sunt cam corigenți, ca să nu zic repetenți chiar, la partea aceasta de politică externă. Sigur, acum nu este chiar cazul președintelui Iohannis, pentru că totuși în acești 5 ani de mandat a avut niște vizite externe cu greutate, cum au fost acele două întâlniri cu președintele Trump, de exemplu, da, participarea la cel mai înalt nivel. Doamna Dăncilă, de asemenea, s-a bucurat în calitate de premier de foarte multe vizite externe, dar nu a reprezentat România cu prea multă demnitate. Mai degrabă am văzut tot felul de gafe, de protocol sau de înțelegere sau lipsă de înțelegere în ceea ce se întâmpla în țările în care a mers. Pierde Klaus Iohannis. Am văzut o întreagă dezbatere în mediul online, cel puțin, pe subiectul că președintele nu a invitat toată mass media și nu a fost o dezbatere oarecum liberă. Pierde Klaus Iohannis voturi duminică? Ar putea să piardă după această dezbatere organizată oarecum și aleasă? Președintele da. E bine de știut că a ales, practic, a numit câțiva jurnaliști care să vină la această dezbatere. Are de pierdut după? La nivel de voturi, nu. Dar cred că sunt chestiuni care țin de imagine, dacă vreți, unde, sigur că
pierzi într-o chestiune de felul acesta, mai ales că presa nu trebuie constrânsă în niciun fel, dacă așa vrem să înțelegem democrația, și prin libertatea presei. Deci nu trebuie constrânsă în niciun fel, cu toate că, sigur, există momente în care pot exista derapaje, dar asta nu se constrânge de către zona politică. Publicul este cel care validează sau nu ceea ce face un ziarist, un jurnalist sau ce face o televiziune sau un trus de presă. Acum, să știți că și dezbaterea între ghilimele a doamnei Dăncilă n-a fost așa de lipsită de control, ci a fost dar totuși a fost deschisă tuturor reprezentanților mass media. Întrebărilor, da. De altfel, în cei 5 ani de mandat, domnul Iohannis nu a fost în mod neapărat foarte mult în fața presei, să stea la conferințe de presă, să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, nu a acordat nici foarte multe interviuri. Nu este o lipsă de coerență, să spunem, dacă ar fi făcut 5 ani asta și dintr-o dată în această campanie nu mai vine în fața presei, am putea spune că există o teamă sau că, mă rog, are niște alte argumente, dar în general nu a venit în fața presei. Eu nu cred că pierde la nivelul voturilor. Deja există creionată cumva opțiunea fiecăruia dintre alegători. Nu cred că mai există acum nehotărâți. Însă unde cred eu că a greșit fundamental președintele Iohannis a fost că nu a venit în primul tur de scrutin în dezbateri, într-adevăr cu contracandidați, nu așa în conferințe cu presa. Da, pentru că acolo avea cu cine să discute. Eu îl înțeleg acum că nu are cu cine să discute. Cu doamna Dăncilă chiar nu se poate discuta pe chestiuni serioase, așa, da, coerente, consistente, dar în primul tur putea să stea de vorbă cu Teodor Paleologu, cu Dan Barna, cu Kelemen Hunor. Avea contracandidat, uitați, mai era domnul Cataramă, da, care se puteau discuta chestiuni economice. Adică au fost candidați în primul tur de scrutin în care se putea discuta și puteau să reiasă teme și viziuni pentru România sau o viziune pentru următorii 5 ani. Acum, într-adevăr, ce să discuți cu doamna Dăncilă? Că doamna Dăncilă înțelege lumea în felul următor. Da, dar totuși doamna Dăncilă a fost aleasă, să nu uităm, cu un procent destul de ridicat. Practic sunt 2-3 milioane de oameni care au votat-o. Da, este electoratul PSD și nu trebuie sub nicio formă desconsiderați acești oameni, pentru că am văzut această greșeală la foarte mulți politicieni care încurcă partidul cu electoratul. Electoratul, de fapt, înseamnă cetățeni, nu este o altă noțiune abstractă. Dar să nu uităm că doamna Dăncilă a obținut cel mai mic scor al PSD-ului în primul tur de scrutin din ultimii, nu știu, 15 ani sau ceva de felul acesta. Deci e undeva la jumătate față de ce obținea Adrian Năstase în 2004, da? Când îl contracandida pe Traian Băsescu. Deci s-a înjumătățit numărul de voturi pe care le are doamna Dăncilă. Și eu cred că, uite, o greșeală pe care o face și președintele Iohannis, pe care am făcut-o și noi celelalte partide care am avut candidați, nu ne-am adresat foarte clar și acestui electorat. Nu în totalitate e un electorat captiv PSD-ului. Preponderent sunt oameni care vin din zone sau au probleme financiare și care sunt ținuți cumva într-o dependență față de acei baroni locali mai departe, prin primar și așa mai departe. Deci cred că asta e o chestiune foarte importantă, să vorbim cu electoratul PSD, care trebuie să înțeleagă că acțiunile pe care le-a făcut PSD-ul nu au fost în beneficiu acestor oameni, ci au fost în beneficiu personal al reprezentanților PSD. Ar trebui viitorul președinte să știe limbi străine? Sigur că dacă are nevoie să meargă... Am văzut o mică dezbatere aseară, da. După cele două conferințe, sau cum să le numesc, de presă. Da. E adevărat că peste tot există translator, există traducător, dar dacă ești președintele țării și conform Constituției ai și acest atribut pe politică externă, poate cel mai important dintre atribute, trebuie să cunoști măcar o limbă străină foarte bine. Am văzut că doamna Dăncilă a spus că se va pregăti și va veni într-o lună să ne vorbească un pic în limba engleză. Dar va face o conferință, zis, în engleză. Să facă liniștită ce dorește domnia sa, dar eu n-am înțeles cum a reușit să fie două mandate aproape europarlamentar și să nu se prindă de dânsa nici o boabă de limbă străină. Eu asta nu am înțeles. Am văzut ieri că s-a forțat în conferință o întrebare în engleză și am mai văzut ieri o chestiune care vă spun că mi-a displăcut foarte tare, deși nu e, din nou, nu vreau să judec presa, dar am văzut o întrebare în limba rusă despre unirea Republicii Moldova cu România. Și n-am văzut pe acest subiect legat de Republica Moldova, da? Nu am văzut foarte mare accent pus de niciunul dintre cei doi candidați și ar trebui să ne preocupe foarte tare ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, mai cu seamă că a fost dat jos guvernul Maia Sandu, a venit un guvern pro-rus, un guvern al președintelui Dodon, cu o direcție foarte clară pro-Rusia, care am văzut acum mai nou că strigă după ajutor financiar de la Uniunea Europeană.
Păi, înțeleg că pentru acest guvern și pentru oamenii lui Dodon, așa cum a fost și pentru oamenii lui Plahotniuc, interesul Republicii Moldova pentru ei era în legătură cu Uniunea Europeană doar la nivel financiar, pentru că în rest legăturile lor reale sunt cu Rusia. Ar trebui să ne preocupe mult mai puternic ce se întâmplă în Republica Moldova și să există o implicare mult mai activă a președintelui României, presupun că în continuare va fi domnul Klaus Iohannis, și în Republica Moldova. Am sesizat și noi această rupere față de realitatea din Republica Moldova. Mulți politicieni n-au ieșit, măcar cu o declarație, măcar, nu știu, cu un mic ajutor față de situația care este în Republica Moldova, dar am văzut un europarlamentar de la USR Plus, domnul Tudorache, da, dacă nu greșesc, în care, practic, ne surprinde și dânsul spune că este foarte bine că a venit un guvern pro-rus în Republica Moldova. Da, eu am avut o reacție la ceea ce a spus domnul Tudorache pe Facebook, a avut o postare. Domnul Tudorache este europarlamentar și este român raportor și raportor, pe exact, Republica Moldova, pe Republica Moldova, și fost ministru de interne al României. Mi se pare foarte grav faptul că spune că se așteaptă ca acest guvern, care a fost pus acolo într-un context nu foarte democratic, da? Se așteaptă să continue măsurile pro-europene. Adică ce să continue? Un guvern pro-rus, un guvern apropiat de Dodon, care știm foarte bine cât de apropiat este de Vladimir Putin. Cam ce reforme pro-europene sau europene te aștept să facă? Și am văzut acum acest prim-ministru din Republica Moldova țipând după ajutor financiar de la Uniunea Europeană. Nefericită această declarație a domnului Tudorache, a spus că nu poate să iasă din niște rigori diplomatice. Nu există rigori diplomatice atunci când vorbim despre democrație, despre parcurs european și când vorbim despre Republica Moldova. Lucrurile sunt foarte clare. Da, am avut inclusiv în Parlamentul European o declarație în ceea ce privește pactul Ribbentrop-Molotov. Adică domnul Tudorache a asistat, sper, și la această chestiune și înțelege că am rămas singura țară care nu a rupt sau nu s-a delimitat de acest pact Ribbentrop-Molotov. Eu nu reușesc să înțeleg că nu-i vorba nici măcar despre lipsă de expertiză în ceea ce privește pe domnul Tudorache. Nu reușesc să înțeleg efectiv această declarație prin care saluți investirea unui guvern pro-rus, ca și când ar fi un guvern pro-european. Dar poate fi o gafă sau o inconștiență? Este superficialitate. Sau necunoștință de cauză, poate? E superficialitate în tratarea unui subiect sensibil. Eu înțeleg că Parlamentul European și Uniunea Europeană sunt extrem de birocratizate și că nu mai există niciun fel de sentiment, niciun fel de emoție acolo și ei lucrurile așa cum ți apar ele. Dar domnul Tudorache putea măcar să facă un pic de documentare înainte să afle ce e cu acest guvern, cum a fost dat guvernul Maia Sandu jos, care sunt înclinațiile lui Dodon, care sunt înclinațiile socialiștilor în general în Republica Moldova, că el este așa de notorietate încât n-ai de ce să te împiedici. Eu nu vreau să cred că domnul Tudorache are cu totul alte interese sau cu totul alte afinități, pentru că ar fi mare păcat pentru România și pentru Republica Moldova să aibă un raportor pe Republica Moldova care să aibă afinități proruse. Eu sper că este doar o gafă foarte mare pe care a făcut-o domnul Tudorache, cu toate că a făcut o revenire la postare în care a vorbit despre rigori diplomatice. Practic. Da. Nu e bine să persiști așa în gafă, ca să nu spun altfel. Dar ce vă așteptați să se întâmple în Republica Moldova după această nouă guvernare instalată? Da? O guvernare pro-rusă. Da, pro-rusă, ăsta e adevărul și trebuie spus exact, franc. Eu, sincer, nu mă aștept să crească numărul reformelor europene, ci mă aștept să continue hărțuirea justiției, pentru că, de fapt, de ce a fost dat guvernul Maia Sandu jos? Pentru că nu a dorit să facă, între ghilimele, reformele dorite de Dodon în justiție. De fapt, înseamnă supunerea justiției, controlul asupra justiției. Înainte era Plahotniuc cel care deținea controlul total asupra justiției. Dodon, supărat fiind de controlul prea puternic a lui Plahotniuc, la acel moment a acceptat să facă o coaliție împotriva lui Plahotniuc. Acum că nu mai este Plahotniuc sau, mă rog, nu mai este mare parte din ce a însemnat Plahotniuc, Dodon a dorit el să controleze justiția. Și nu s-a înțeles cu Maia Sandu, a fost un compromis mult prea puternic pentru guvernul Maia Sandu.
Acum, Dodon, prin noul său guvern, urmează să facă ce făcea Plahoniuc înainte cu justiția. Deci mă aștept la un asalt și mai puternic și la un control și mai puternic în ceea ce privește zona de justiție și nici de cum la o orientare pro-europeană sau la o colaborare bună cu România și cu Uniunea Europeană. Dar care ar trebui să fie atitudinea României? Lipsește deocamdată o atitudine clară a României, de la bun început. Care ar trebui să fie totuși? Trebuiau sancționate de la bun început aceste acțiuni împotriva justiției și împotriva guvernului Maia Sandu și investirea acestui nou guvern în Republica Moldova. Nu au existat. De altfel, România a avut ezitări foarte puternice și înainte, știți, când se încerca investirea guvernului Maia Sandu, România a stat neutră ca și când nu ar pricepe ce se întâmplă acolo. Dar România cunoaște, sau ar trebui prin demnitare să-i să cunoască foarte bine situația din Republica Moldova. Nu trebuie să continuăm să ne implicăm activ în ceea ce înseamnă relațiile Republicii Moldova cu România și cu Uniunea Europeană. Vă așteptați la o slăbire a relației dintre România și Republica Moldova după această nouă guvernare? Nu, pentru că relațiile sunt mai presus de ce înseamnă guverne și de ce înseamnă politicieni. Oamenii simpli din Republica Moldova și din România au un altfel de contact și altfel de legături care sunt mai presus de acești mici politicieni Dodon, Plahoniuc și oamenii lor, care sunt un fel de Viorica Dăncilă care se gudură pe lângă ei pentru funcții și alte foloase. Deci nu mă aștept la niciun fel de slăbire, însă noi avem de crescut foarte mult legătura cu Republica Moldova și trebuie să facem asta dinspre România. Este înființat acest departament pentru relația cu Republica Moldova la nivelul guvernului Orban, un departament pe care l-am solicitat și la care am ținut foarte mult. Noi am cerut un minister pentru relația cu Republica Moldova, nu l-am cerut pentru PMP, am cerut înființarea unui minister. Nu s-a putut acest lucru pentru că s-a dorit un guvern mai suplu, de altfel are 16 ministere prin comparație cu fostele guverne PSD, dar s-a găsit totuși această soluție pentru înființarea unei agenții, unui departament distinct pentru relația cu Republica Moldova și prin acest departament sunt convinsă că se pot dezvolta foarte multe politici legate de Republica Moldova. Mai mult decât atât, trebuie reluate foarte puternic și acțiunile care țin de zona de piață a muncii, pentru că am aflat chiar astăzi că nu există niciun fel de protocol de colaborare cu Republica Moldova la nivelul acesta de ocupare a forței de muncă, însă avem protocoale de colaborare cu Serbia sau cu Ungaria și avem forță de muncă care vine de acolo, dar nu există niciun fel de parteneriat cu Republica Moldova. Acest lucru este și absurd. Da? Pentru că nu există barieră de limbă, în primul rând, pentru că avem atât de mulți cetățeni români care vin ca Moldova. Da? Și se va ocupa acest departament? Se va ocupa de foarte multe lucruri, ceea ce vă spuneam ține mai degrabă de zona de ANOFM sau Ministerul Muncii. Dar acest departament poate cu siguranță să dezvolte foarte multe programe pentru Republica Moldova. Revenind la momentul de duminică, alegerile prezidențiale, vă așteptați ca prezența să fie mult mai mare sau mult mai mică față de primul tur? Asemănătoare. Nu mă aștept să crească foarte mult pentru că nu a existat o campanie activă în aceste săptămâni. E mai mult o campanie monotonă. Da, s-a dezbătut despre dezbatere. Da, e foarte ironic așa. Nu mă aștept să crească prezența la vot decât dacă se întâmplă, nu știu cum a fost, poate în 2016 incident în diaspora, că până la urmă cozile acelea din diaspora în 2014 au crescut sau au impulsionat prezența la vot în România. Nu mă aștept să fie foarte ridicată totuși în al doilea tur prezența, pentru că eu am impresia că românii nici nu văd în Viorica Dăncilă sau în PSD în momentul de față un eventual câștigător în aceste alegeri și atunci nu cred că există o mobilizare foarte puternică. Cu toate că eu cred că nu trebuie subestimat niciodată PSD-ul și puterea sa de revitalizare în teritoriu. Am văzut în ultima săptămână, la nivelul județelor, dacă PSD-ul reîncepe să se organizeze și cred că acest lucru nu trebuie subestimat ca atare. Noi am spus foarte clar că Partidul Mișcarea Populară îndeamnă electoratul său, susținătorii săi, să voteze cu Klaus Iohannis și sub nicio formă nu considerăm că boicotul este o formă de a răspunde la ceea ce s-a întâmplat în această campanie electorală. Deci respingem categoric această zonă sau această chemare spre boicot pe care am văzut că au făcut-o foarte mulți în zona de online mai ales și
chemăm electoratul nostru să-l voteze pe Klaus Iohannis. Deci PMP votează cu Klaus Iohannis. Votăm cu Klaus Iohannis. Știm că domnul paleologu era puțin domnul incert, cel puțin după primul... Nu cred, da, nu cred că era incert în ceea ce privește opțiunea sa între cei doi candidați. Cred că mai degrabă a fost, nu dezamăgit, dar deranjat de faptul că nu au existat dezbateri consistente în primul tur și când a văzut că nici în al doilea tur de scrutin nu se întâmplă, sau în campania pentru al doilea tur nu se întâmplă aceste dezbateri, pentru un iubitor de democrație și un orator, până la urmă cum este și domnul paleologu, nu e permis chestiunea aceasta să nu vezi dezbateri de niciun fel. Dezbaterile electorale sunt esența democrației, se întâmplă peste tot în lume, ele nu trebuie să fie date așa la margine. Din păcate, Klaus Iohannis cred că a ales această cale în turul 2 și dintr-o zonă de orgoliu, de încăpățânare. Nu i-a servit foarte tare, dar nici nu cred că a demobilizat foarte puternic electoratul domniei sale, pentru că până la urmă cunoaștem cu toții afinitățile, orientarea pro-NATO, pro-UE, nu ai de ce să nu-l votezi pe Klaus Iohannis. Eu spun asta ca om de dreapta, profund de dreapta și economic, sunt pro-NATO, pro-UE, și nu aș putea niciodată să spun că nu votez cu Klaus Iohannis în acest tur 2. Deci de asta ne chemăm electoratul să vină să voteze cu Klaus Iohannis. Dar domnul paleologu, ce va face de acum încolo? În Partidul Mișcarea Populară va deține vreo funcție? Nu am Știm avut că nu este membru, nu este membru, nu a fost membru și n-am avut astfel de discuții. De altfel, domnul paleologu nu are nevoie de o funcție ca să fie într-un anumit loc, dar avem în continuare discuții pe tot felul de chestiuni, avem relații apropiate. Nu am avut o discuție foarte serioasă despre parcursul în PMP. Ce urmează să se întâmple, dar ne-am bucurat foarte tare dacă ar decide să vină alături de noi în Partidul Mișcarea Populară în perioada următoare. Pentru că i-ați făcut propunerea? Am avut tot felul de discuții, dar ele continuă, e prematur, dar ne-am bucurat foarte tare dacă ar veni alături de noi în continuare și nu doar domnul paleologu. Sunt o mulțime de alți oameni de dreapta pe care îi apreciem foarte tare, cu care am avut colaborări de-a lungul timpului și ne-ar bucura foarte tare dacă ar veni alături de noi. Vă dau un nume așa, Adrian Papahagi de la Cluj, de exemplu. Va veni în... V-am spus că ne-am bucurat. V-ați bucurat, dar ați avut discuții cu dânsul? Am și fost la un moment dat membru, a fost un susținător fervent al domnului Recent, ați avut paleologu în această campanie. A fost alături de domnul paleologu la Cluj, toate evenimentele, a făcut campanie activ și în zona de online. Și v-am spus ca dorință a mea, m-aș bucura foarte tare dacă ar veni alături de noi la un moment dat. Sau dacă ar reveni, ca să fiu corectă, pentru că de altfel eu cu domnul Papahagi, inițial a fost în Mișcarea Populară, dar eu cu domnul Papahagi mă știu de la partidul Monicăi Macovei și știu că e un om autentic de dreapta și eu m-aș bucura să mă reîntâlnesc cu domnia sa într-o construcție. Am văzut lansat în spațiul media ideea unei fuziuni între PNL și PMP. Exclus. Este exclus o astfel de variantă? Total exclus. Dar s-a discutat posibilitatea? Nu au existat discuții despre fuziunea PMP-PNL. Nu există și nu vor exista. Suntem un proiect de sine stătător. Avem foarte mult de construit. Ne-am revalidat, iată, anul acesta de două ori la nivelul electoratului. Am obținut 5,76-5,72, de suntem acolo cu un electorat stabil numai anul acesta în jur la 530.000 de voturi și la europarlamentare și la alegerile acestea prezidențiale, deci 522.000, 526.000 de voturi. Avem un electorat stabil, suntem un partid de dreapta și vrem care să construim în continuare. Care va merge singur la parlamentarele de anul viitor? Bine, la parlamentarele de anul viitor e mult până acolo, dar semnalul în acest moment este în această direcție. Da, nu am avut discuții de genul acesta, dar suntem un partid de sine stătător, iar o fuziune este exclusă. Acest lucru vi-l pot spune 100%. De altfel, am tot respins aceste informații care apar așa cu o anumită periodicitate în spațiul public și președintele Eugen Tomac a spus foarte clar, nu a existat niciodată nicio discuție pe tema fuziunii între PMP și PNL. Doamna Ioana Constantin, eu vă mulțumesc și pentru eu. Prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Mulțumim!